trebuie să stăm liniștiți, să putem să legiferăm. Dar fost niște stângeri. Da? Deci nu așa se legiferează. Domnul Cercel, domnul Rob. Vă rog frumos să vă puneți masca. Vă rog frumos să vă puneți masca. 500 de morți. Ce mai vrut că domnul, sunteți vaccinat. Parlamentarii aur au intrat cu forța în comisiile de specialitate care dezbăteau noile modificări. Intrăm și noi, nu? Da. Doamna Eleni. Haideți. Nu, George, nu. George, nu poți să intri. Hai, spun românește, nu poți să intri, că începem asta. Intrăm în ședință. Dar e publică ședința. Domnule, m-am spus. Este publică ședința. Băi, nu e publică. E publică, nu e publică. E publică ședință. Teoriile conspiraționiste ale parlamentarilor antivacciniști au fost nelipsite. Nu este decât o răceală, nu este decât o simplă gripă. Avem păcata, începe la dictatura medicală, oamenii vor să muncească. 570 de oameni au făcut o răceală de n-au mai supraviețuit. Într-un final, comisiile și-au amânat activitatea. Am terminat de redactat, ca să supunem la vot, trebuie să... avem niște texte finale pe care să le discutăm pe impact. Așa se redactează. După ce va trece de Parlament, angajații din sectorul public și privat vor fi obligați să prezinte la locul de muncă certificatul verde care prevede vaccinarea, trecerea prin boală sau test. Cei care nu s-au imunizat vor fi obligați astfel să se testeze din propriul buzunar, altfel ar putea fi suspendați. Pentru a putea fi aplicate, noile măsuri trebuie să treacă de Senat, apoi de Camera Deputaților.